Reprezentanții Societății Române de Chirurgie de Urgență și Traumatologie s-au întrunit într-un simpozion la Buzău pentru a definitiva ghidurile de practică și protocoalele terapeutice pentru chirurgia de urgență. Ghidurile conțin reglementări esențiale în practica de specialitate și sunt menite să îmbunătățească și să sprijine activitatea doctorilor, să ajute la diagnosticarea exactă și rapidă a pacientului ce ajunge în unitățile de urgență cu politraumatisme. Medicul buzoian Marius Anastasiu, secretar general al Societății Române de Chirurgie de Urgență și Traumatologie, a afirmat că elaborarea acestor ghiduri va veni în sprijinul total al sistemului sanitar românesc. Un ghid de bună practică medicală va standardiza practic o sumedenie întreagă de proceduri, va simplifica actul terapeutic, va constitui, dacă vreți, un beneficiu pentru ambele părți, pacient și specialistul în medicină, ca element juridic, și nu în ultimul rând va răspunde unor nevoi de a se completa baza de dotare materială a spitalelor, tocmai pentru a se corela cu standardele internaționale. Deși ghidurile de practică vor fi finalizate în curând, până la aplicarea lor va mai trece o bună perioadă de timp din cauza impedimentelor financiare ce ar putea interveni. Pentru a putea să aplici toate prevederile și recomandările ghidurilor, este nevoie ca și baza materială a spitalelor, deci dotarea, mai pe înțelesul tuturor, a spitalelor, să fie în corelație directă cu aceste nevoi. La simpozionul de astăzi de la Buzău au fost prezenți chirurgi renumiți din mai multe județe ale țării, printre care profesor dr. Mircea Beuran, șeful secției de chirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, profesor universitar dr. Vasile Sârbu, șeful secției de chirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, conferențiar dr. Claudiu Ștefan Turculeț, medic primar chirurgie generală, șeful clinicii de chirurgie din cadrul Spitalului Floreasca, unitate ce este luată ca punct de referință în domeniu în ceea ce privește dotarea și pregătirea personalului medical. Specialiștii au avut același punct de vedere atunci când s-a discutat despre eficientizarea sistemului, salvarea și vindecarea pacienților care ajung cu multiple traumatisme în secțiile de urgență, prin punerea la dispoziția doctorilor de aparatură necesară. Ideea de protocol e idee de reglementare, adică intenția noastră este pe cât posibil să oferim un instrument de lucru în folosul pacientului, dar medicului care este confruntat cu un anume tip de traumatism sau cu anume tip de urgență. Medicii prezenți la simpozionul de astăzi s-au arătat totuși realiști. Deși au admis faptul că partea teoretică a proiectului va fi finalizată în curând, practic dotarea spitalelor cu aparatura necesară și pregătirea suplimentară a personalului medical vor fi realizate în câțiva ani. Evenimentul de astăzi, desfășurat la inițiativa cunoscutului chirurg buzoian Marius Anastasiu, s-a aflat la cea de-a doua ediție la Buzău.